Da, tot ok. Putem să începem? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Suntem astăzi în fața domniilor voastre pentru a ne împărtăși cu o nouă victorie obținută de către echipa Partidului Șor și a liderului nostru, Ilan Șor. După cum cunoașteți, Curtea Constituțională a anulat, repetat și a declarat neconstituțională legea prin care în codul electoral al Republicii Moldova au fost introduse restricții de a candida pentru membrii Partidului Șor. Cu regret, această decizie este întârziată. Alegerile au trecut, iar sute de potențial candidați cu șanse reale nu au avut posibilitatea să participe în alegeri. Această guvernare dictatorială, asistată de slugile docile din Comisia Electorală Centrală, SIS, Procuratura și alte organe, au făcut tot posibilul ca să împiedice oamenii cinstiți să ajute la decoltarea comunităților noastre. Metodele folosite de puterea politică nu au nimic cu principiile democratice și ale unui stat de drept. Deja nu știm a câta oară toți experții internaționali, OSCE, Comisia de la Veneția și alții atrag atenție despre gravele încălcări ale standardelor internaționale, despre inadmisibilitatea politizării instituțiilor autonome, despre necesitatea asigurării pluralismului politic, libertății de opinie, etc., dar gruparea politică organizată PAS cu susținerea tăcită a curatorilor lor continuă să-și bată joc de popor și de lege. Amintim că legea contestată și anulată a fost înregistrată, votată în două lecturi, promulgată și publicată în mai puțin de 24 de ore. Un record absolut. O astfel de abordare a șocat chiar și judecătorii Curții Constituționale, care au văzut multe, dar asta cred că le-a întrecut pe toate. Parlamentul a sfidat toate procedurile constituționale cu privire la legiferare, nu au asigurat un echilibru corect între dreptul deputaților de a formula propuneri și amendamente la proiectul de lege și principiul autonomiei parlamentare. Majoritatea PAS a introdus în lege criterii total abuzive, care încalcă principiile generale ale drepturilor omului. Doar câteva din ele. Organele electorale nu pot verifica în mod independent gradul individualizării acțiunilor potențialului candidat. Criteriile propuse nu conțin texte neutre care să permită evaluarea candidaților pe baza pericolului pe care îl prezintă. Nu a fost acordat dreptul de a contesta includerea candidaților în listă de restricții. Limitarea exercițiului drepturilor electorale ale candidaților s-a efectuat într-un mod discriminatoriu. Este evident faptul că în alte curte deja nu mai poate închide ochii la ilegalitățile acestei guvernări antipopulare și acestui PAS, care deja poate fi redenumit în Partidul Anticonstituțional al lui Sandu. Noi salutăm faptul că argumentele în alte instanțe nu s-au rezumat doar la încălcări de procedură, dar s-au constatat grave abateri de la principiile fundamentale ale drepturilor omului și alegerilor libere. Ilegalitățile guvernării au fost constatate și de Comisia de la Veneția și experții OSCE. O lume întreagă deja vede cum PAS violează democrația în Republica Moldova. Am auzit că uzurpatorii nu pot dormi liniștit și au anunțat că vor adopta repetat restricții similare în pofidă tuturor deciziilor care demonstrează că este o cale total ilegală. Această insistență a lor seamănă a disperare. Știm că le este frică de noi și de popor. Știm foarte bine că într-o competiție cinstită nu au nicio șansă și doar prin abuzuri, falsificări și excluderi ilegale ale concurenților speră să se mențină la putere. La sigur nu îi va ajuta. Amintim guvernării că în cel mai scurt timp, la aspectul interzicerii ilegale a Partidului Șor, urmează să se expună și Curtea Europeană. Acest caz ar putea fi un caz emblematic pentru toată Europa și una din cele mai rușinoase condamnări din istoria Republicii Moldova.
Îndemnăm guvernarea să revină la tărâmul legalității și democrației, să se concentreze pe realizarea promisiunilor făcute oamenilor aduși în prag de sărăcie, să nu se semene dezbinare și frică, deoarece ar putea strânge toată furia poporului moldav. La final, dorim să vă anunțăm că hotărârea Curții Constituționale nu poate rămâne doar pe hârtie. Așa cum am declarat, după ședința Curții Constituționale, urmează să anunțăm care o să fie pașii noștri de mai departe. Sute de persoane au fost lipsite ilegal de dreptul de a candida. În asemenea circumstanțe, nu putem vorbi despre alegeri libere și corecte, iar legitimitatea rezultatelor alegerilor locale din noiembrie 2023 este afectată grav. În aceste circumstanțe, declarăm că imediat după publicarea hotărârii motivate a înaltei curți, demarăm procedurile juridice pentru a contesta rezultatele alegerilor locale din anul 2023. Vom solicita anularea rezultatelor și organizarea noilor alegeri locale cu participarea tuturor candidaților posibil în condiții egale și democratice. Vrem să-i mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și desigur că oamenilor care, susținătorilor noștri, care ne inspiră la această luptă. Și vă asigurăm, vă promitem că vom continua să luptăm pentru drepturile dumneavoastră. Vă mulțumesc și în continuare o să continue domnul Fotescu. Mulțumesc. Bună ziua. Здравствуйте, дорогие граждане, уважаемые представители прессы. Я хотел бы также высказать нашу позицию о решении, которое принял Конституционный суд Молдовы 26 марта. Суд отменил репрессивный и преступный, на наш взгляд, закон, запрещающий участвовать в выборах очень большому количеству кандидатов. Как появился этот закон? Прямо перед местными выборами был принят закон о запрете баллотироваться лицам, аффилированным к партии ШОР. Закон был опротестован нами и был признан неконституционным. Прошу обратить на это внимание. Но сразу же за ним, буквально через очень короткий период времени, нынешняя власть принимает идентичный закон, единственной целью которого было оставить в силе запрет баллотироваться кандидатам от партии ШОР, слегка адаптировав его под предыдущее решение Конституционного суда. К сожалению, главного своим беззаконием и юридической безграмотностью и попранием основных свобод человека они добились. Не дали участвовать нашим кандидатам выборов. У сотен профессиональных и честных людей отняли возможность представлять интересы своих избирателей, граждан, которые им доверяли и доверяют. Считаем отметить, что тот факт, что президент ратифицировала оба эти закона, которые стали неконституционными, оба закона, которые были направлены против самой крупной оппозиционной силы в стране. Это показывает, что нынешняя власть боится нас, как оппозицию, иначе она не творила бы такое в спешке, сотканное на коленке, и не меняла бы под личные нужды закон за несколько дней до окончания срока регистрации кандидатов на выборов. Честной конкурентной борьбы для ПАС не существует. Принятое 26 марта решение Конституционного суда, безусловно, справедливо. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Мы расцениваем этот шаг как шаг к правовому государству, к возврате в правовое поле нашего государства. О победе, конечно, говорить еще рано. Но то, что в стране есть закон, позволяет надеяться на утверждение справедливости в дальнейшем. Для нас, как и для всех жителей страны, это крайне важно. И не менее важно тот факт, что целенаправленного нарушения нынешним правительством и президентом основного закона нашего государства, Конституции, не остался без внимания общественности. Нынешняя центральная власть не считается законом, и эту порочную практику распространяет, к сожалению, везде.
Ведь также, нарушая Конституцию, действовали члены окружного избирательного совета Бельц, когда сняли нашу коллегу Марину Таубер в прошлом году с выборов. И с таким же политическим заказом столкнулись многие наши кандидаты. В правовом государстве подобные действия неприемлемы и должны повлечь за собой соответствующее наказание. В конце хочу отметить очень важный факт. За последние полгода парламент и президент страны как минимум 3 раза нарушили Конституцию. 3 раза их законы, направленные против тех, кто их не поддерживает, были признаны неконституционными. Как вы думаете, в этой ситуации мы можем говорить о демократии в стране? Мы можем считать это качественным управлением страной? Мы с вами уверены, что такие люди могут руководить? И в завершение хочу заверить всех сторонников наших, что мы будем продолжать борьбу за то, чтобы государство и наше общество вернулось в правовое поле и в страну пришла реальная, действительная демократия. Спасибо.